ca să vedeți, queridos, hola, s-a refăcut brigada Carmencita cu domnii mei simpatici, domnul Adi, domnul Cătălin. Zice, v-a fost dor de mine, haide, ne-a zice. Ne-a fost foarte dor de tine, Carmen. Că eu m-am chinuit în greu, aproape, iar de zicea, un singur festival, cred că am ratat anul ăsta. Rest am luat-o pe piept. Da, la cei 24 de ani ai tăi, așa făceam și mulțumesc, eu. Mulțumesc. Dacă mă chinuiam puțin, la cât am făcut pe drum, am ajuns cam la limită la emisiunea asta. Încep concerte la Palatul Copiilor. Da, no, hai, totuși. Gașcazurli. Gașcazurli. Nu, eu vreau să vorbim despre... Că n-am apucat să vorbesc despre Superliga. O să vorbim, dar uite, dacă tot... Cum se întâmplă foarte rar anul ăsta, dacă tot ne-am prins toți trei aici, astăzi o să facem... O să facem din nou bătălia biletelor, da, fiecare câte un bilet, că după aia iar o să lipsesc eu săptămâna viitoare, o să fie doar ei doi, mai iar o să discute ei despre Papi ceva. Power. Da. Facem bătălia aici biletelor, fiecare dintre noi o să propună câte un bilet din acest weekend format din 4 meciuri la alegere. Eu nici măcar nu știu ce au ales colegii mei, deci nu ne-am așa vorbit. Eu nu țin știu. Nu cumva să tragă cu ochii ăștia. Așa, o să avem și un bilet din biletul etapei din Superliga pe care l-am făcut împreună. Ne-am pus mințile luminate la contribuție. Avem și un bilet bonus dublu și concursul obișnuit. De fapt, sunt două concursuri. Acum o să vă zic despre ce este vorba. Hai să începem așa cum se cuvine. Nu? Cu, fiind foarte politicoși, cu domnul Adi Domnule. Gata, ne duelăm? Cu domnul Adi Domnule. Ce pe cuia mai bătrâni, nu cu doamnele. Hai și noi, la trebuie, la să bem o cafea. Da. Ia zile, domnule. Cum facem? Hai, dă-i drumul, zi! Eu, gata. Hai. Spune-ne că vreau să pun pe supărat. Să copiem. M-au curățat FCSB și și farul și petrolul. Mă, petrolul, cred că petrolul acasă. Mi s-a explicat științific de către domnul Mihalache că nu erau pregătiți cei de la VAR. Bă, dar să te bată sub buzia. Era cea mai puțin pregătită echipă din Am discutat cu un prieten foarte bun care urmărește și el emisiunea, dar este consilierul meu. Adică consiliem împreună pe probleme de Liga 1, Liga 2 din România și așa. Și chiar mi-a zis, bă, ăștia mi se par cei mai slab pregătiți. De-aia am și jucat ce am jucat pe biletul etapei la Farul, o să vezi. Da. Hai spune, deci că încep. Am ales prima partidă, am mers la sud de Dunăre, Locomotiv Plovdiv Arda Carjali. Băi, de capul Carjali este localitatea celebră de acolo. Cu noi? De acolo bagă românii când pleacă spre Tasos pentru ultima oară benzină din Bulgaria, este de la Carjali. Da. De la șelul ăla după stânga. Nu, nu, e un OMV pe dreapta. Așa. Arda Carjali, care pe 10 august va împlini 100 de ani, este în 1924, la fel ca și Petrol. Da? O echipă destul de modestă. În suta, dar n-are decât un loc 4 și o finală de cupă, ambele în 2021. Locul 8 sezonul trecut s-a bătut în Bulgaria, a fost așa, împărțit campionatul în 3, la titlu, la conferență league și la retrogradare. Locomotiv Plovdiv s-a bătut la campionat. Ultimele 13 confruntări, 5 victorii Locomotiv Plovdiv, 2 victorii Arda Carjali și 6 egaluri. Eu am jucat un 1x cu 1.30 la siguranță. N-au cum să bată Arda. 1x, 1.30 la siguranță, 1.30. Locomotiv Plovdiv. S-a notat. Așa. Gata, a mers în Cehia apoi, așa că mi-a fost dur de Praga. Începe... Duc la Praga, cea care a promovat la finalul sezonului trecut din Liga Secundă Cehă. Era celebră pe vremea comuniștilor. Vitoria Pâlgeni, care e o echipă de top în ultimii mulți ani, locul 3 sezonul trecut, Europa League 3, suturul 3 calificat, am luat GG sau peste 2,5. 1,36 cota. GG sau peste 2,5, da? Da, da, da. Că mă gândesc 1,36. Că poate nu duc la Praga gol. Bine, la Vitoria Pâlgeni marchează. Pe 3, Dinamo Petrolul. Păi are voie? Păi ce să nu aibă voie? Pune cu sufletul. Fii atent, am două variante, dar am ales-o pe cea mai bine cotată. Dinamo, repriza întâi 1 sau X, repriza a doua, Dinamo 1 sau X. Stai un pic, ce e asta? Victorii sau egal? Cred că e la Super Pariu. Da, la Super Pariu. La Super Pariu? La Super Pariu, da. 1X în prima repriză, adică nu câștigă sau Dinamo. Face egal. Adică să nu câștige Petrolul nicio repriză. Nicio repriză, asta da, înseamnă. Da, tu dai seama ce a pus și ce cotă e? 1,55. Pe terenea găzarii. Bine, găzari, Petrolul poate să câștige o repriză. Da. Păi nu, nici. Nu are voie să câștige. I-am văzut, sunt supra pe ei, de-aia am pus așa în putivă. Stai să găsesc și eu, că nu-l găsesc. Deci 1,55. E acolo. Dinamo egal.
sau conducem prima repriză și identic în repriza a doua. Stai să-l găsească și Mihalache. Este la sfârșit. Să nu fi urcat la 2,25. Să nu fi fugit cota. Gata, mă. Dinamo câștigă sau face egal exact. În prima repriză. Dinamo câștigă sau face egal în a doua repriză. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea foarte clar despre ce e vorba în pariul ăsta. Asta înseamnă că trebuie să fie 1x în prima repriză și 1x în a doua repriză. Deci Petrolul să nu câștige niciuna dintre reprize. Dacă Petrolul a câștigat una dintre reprize, de exemplu, poate să fie 5-0 la pauză pentru Dinamo și dacă se termină 5-1, da. Petrolul a câștigat o repriză, e pierdut. Dar vreau Petrolul... să mă asigur că înțelege toată lumea, da. Inclusiv tu, domnul. Adică. Petrolul care n-a reușit să bată pe Buzău pe în prima etapă. Și mai e? Și al patrulea meci, Ludogoreț Razgrad CSKA Sofia FC, adică nu e 1933. Așa, locul 1 cu locul 2, după play-off, locul 1, locul 3, pentru că CSKA a mai pierdut un loc în play-off, e CSKA aia mai puternică. Am luat GG, 1-80. GG? Da, două echipe care marchează. Ultimele 5 meciuri, cel puțin 2 goluri. Au fost și un 4-1 și un 3-2, un 2-2 s-a marcat. Ce a ieșit? Stai. Nu a fost, nu e mare, un 4-0 și ceva, 4. 1-80? Da. 4-93 nu sunt fix la fel. Bă, da. Și Ludogoreț n-a fost în stare să dea gol. Unde au jucat ei? În Georgia. Nu? La Dinamo Batumi. Nu erau pregătiți ca fară. Da. 4-93. Gata, mă, o sutică pe biletul lui Adi, să vedem. V-am mai zis eu la bătălia biletelor, dacă unul dintre noi câștigă acest bilet din 4 meciuri, următorul episod bagă încă un meci, adică 5, tot și așa, dacă și câștigă și pe ăla face și 5, dacă câștigă și pe ăla, rămâi boom, pe bulgari, rămâi pe bulgari. Zi, pe bulgari. Da, că eu am dat aici cu Cernomore, Varna și CSKA, păi 1948. Eu folosesc funcția search, cel mai simplu, să găsești un nu, meci da, pe aplicația Superbet. Nu, dar ziceam, dacă tot ai rămas acolo. Păi da, nu, eu merg cu search, nu eram pe competiție, merge, știi? Deci Cernomoreț. Cernomore. Eu așa îi învăț, mă, și pe oamenii mei. 1.36 cota la peste 1.5 goluri în meci. Și asta pentru că în ultimele 4 meciuri directe m-am uitat la cele două, s-au marcat minimum 2 goluri. 1.38 chiar. Ia uite! A mai crescut. Așa. Polonia, Jagiellonia, Bialstok. Bialstok. Cum e polomițe. Aici am o cotă de 1.53. Băi, stai, că nu mi-o găsești. Păi n-ai zis să merge Sergio. Păi merge, dar nu scriu eu bine. Normal. Se scrie J-A-G-E-L-L. G-I-E-L. Cum? Jagiellonia. A, păi bravo, mă, de-aia, ia. Dacă dau doar jag, jaga-jaga. Da, mi-o găsești. Deci Jagiellonia Bialstok cu Puceanii. Nepolomițe. Nepolomițe. Nepolomițe, da. Aici un 1 solist. Unul solist. Îl aveam la 1.53 când l-am pus eu. Adică Pucea pierde. Păi da, uite, și Jagiellonia are o poveste foarte frumoasă. După cât peste 100 de ani de înființare, de când s-a înființat clubul, au luat și ei sezonul trecut, prima dată în istorie. A fost manevră. Un titlu. Normal. Nu cred că sunt mari surprize aici. E, și acum ultimele două meciuri de pe biletul meu nu puteau fi decât din Brazil. Tot nu eram sigur. Păi da, Brazil din era... Bulgaria în Brazilia. Seria Flamengo cu Criciúma. Ținând cont că Flamengo e un onorabil deloc, loc 3, la ce lotau și... Deci uitați-vă la mine pe ecran, eu cred că ăsta va fi pronosticul lui Carmen, așa zi. Flamengo Cârciuma. Da. Măi, hai că nu mai lungesc, am luat aici, am scrie oricând. Pedro. Ba, zici nu asta ai luat. Nu, am luat unul solist. Nu, no, păi vezi că așa. Se cam chinuie, vezi că nu, are doar două victorii în ultimele deci, 5 meciuri. Flamengo nu prea s-au dat goluri, însă... Înscrie oricând cine? Pedro Guilherme, pentru care are 5 goluri în ultimele 6 meciuri. Ce ziceți de asta? Cotă 4.60? Nu, mă, stai, pe care l-ai găsit tu? Păi tu ai dat în scriuri... scuze, eu mă uit la două pasă de gol, ce idiot. Idiot eu. 1.85. 1.50. Înscrie sau două pasă de gol? 1.50.
și îmi scrie, păi stai, dar de ce nu e marcator? Uite, fii atent. Da, la piața de marcator, nu intra la jucători. Ia, o să vezi că e un tab separat. Domnul Cătălin, învățăm toată viața. Cătălin, deci mai zici ceva. Uită-te și tu. Cât are, că, Pedro? Mă, e nevoie de o femeie la casa omului. Uită-te este, și tu. Cineva cum trebuie să facă și mâncare, Vladone. Cineva trebuie să facă și mâncare. Vai, într-o casă. Dita mai Mihalache aici, care să dă el mare parior și nu știu ce. Și vine Carmen să-l învețe. Stai, mă, papagalule, că ți-arăt eu cum să umblă pe aplicații la Superbe. Deci bravo, am Carmen. Zis să măriți cu 1,90. Această... Bun. Oh, a crescut. Și Palmeiras cu Cruzeiro. Da. Așa. Aici am făcut un bet builder. Ia zi. Stai așa, stai. Haide. Așa, bet builder. Gata, zi. Peste 1,5 goluri în meci. Luat. Și 1x. Palmeiras câștigă sau face egal. Și asta pentru că 9 din ultimele 10 meciuri Palmeiras a... 1,55. Adaugă pe bilet. Zi, așa. În ultimele ce? Scuze, că te-am întrebat. Să dau goluri, Palmeiras pe locul 2, are o cârcă de goluri date, Cruzeiro, deși nu e într-o... E ultima pe zona de... E pe locul 6, dar în ultima vreme au avut și ei... Nu e pe locul Champions League. Meciuri cu goluri. Adică s-au dat 2-3 goluri minimum și pe la ei. Foarte bine. Deci, Carmen, ce ne-ai zis tu... Se traduce într-o cotă finală de 6-21. 6-15 era la mine când am prins. Mici diferențe, l-am plasat și eu. Puteți găsi biletul la mine pe Super Social, pentru că am jucat și eu o sutică acolo liniștit. Și puteți găsi și la Carmen pe Super Social. L-ai pus și tu Super Social pe al tău? Da. Puteți găsi și la ei pe Super Social. Adi Dobre, Carmen, Mandi, Spac. Acum ați vorbit voi prea mult, hai că vă arăt și eu biletul meu. Biletul meu, să știți că dacă voi v-ați dus în Brazilia, Bulgaria, și la mine, uite, fii atent, Australia, Norvegia, America și Danemarca. Eram ferm convinsă că nu rălătesc Norvegia. Obicei, chiar dacă nu ne-am vorbit, uite, n-am picat niciunul. De obicei pui unde te-ai plimbat, nu? Sau unde vrei să te plimbi. Da, tocmai, eu doar în Danemarca am fost în astea. Okay, eu le-am bifat și Polonia și Bulgaria și Brazil. Ia uite, n-am luat bilet, eu v-am făcut da. Australia. Așadar, Australia NPL Vest, așa se zice, NPL, nu NPL. Nu-i GPL, da. Sigur, ne-ai greșit. NPL, frate, NPL Vest. Perth SC cu Armadale, peste 2,5 goluri, cotă 1,30, bani pe jos. Rau fost cu Stabaic, interval goluri în fiecare repriză între 1 și 3, cotă 1,75. Montreal cu Toronto, GG sau peste 2,5 goluri, cotă 1,38. Și Lyngby cu FC Copenhaga, 2 solist unde beneficiem și de superavantaj, cotă 1,53. Am strâns și eu de o cotă de 4,80 pe bilețelul meu. Practic, din ce văd, este cel mai micuț, așa, nu? Că al tău era 4,90 ceva. Da. Păi și mie mi-e așa de 40 ceva dacă luam, de exemplu, Flamengo fără marcator. Doar pe victorii. Dar zis să vă surprind. Păi na, asta e. Sper să avem succes și acum hai să trecem să vedem ce am jucat la biletul etapei. La biletul etapei folosim toate cele 8 meciuri din Superliga, așa cum v-am obișnuit, și contribuim fiecare cu câte o sugestie acolo. Din 8 meciuri, probabil vreo 4 au fost ale mele și câte 2 ei, ca să fiu eu un pic mai breaz și în cazul în care să pierde să mă înjurați pe mine. Țineți cont că de fiecare dată vă sugerez să îl spargeți și în bilețele mai mici ca să aveți șanse mai mari de câștig. Poli Iași cu Botoșani. Dacă trecem de meciul ăsta, ăsta e primul care se joacă în etapa asta. Dacă trecem de ăsta, e ca și câștiga biletul, cum am zis. Tu îl comentezi. Păi, da, păi nu, e 0-0. Dacă l-a comentat domnul... Da, păi și ce ai acolo? Jucat. Ce poți zice acolo? E gata, clar, 0-0, îl comentează Adi. Unirea Slobozia cu FCSB. Peste 7,5 cornere, 1,40. Universitatea Craiova, UTA Arad câștigă oricare repriză. Universitatea Craiova la 1,38. Rapid cu CFR Cluj. Daniel Bârligea, peste 0,5 șuturi pe poartă. Totul comentezi? Da. Minimul șut pe poartă, îi zici lui Bârligea să dea, da? Dacă da. 1,45. Ucluj cu Hermannstadt, sub 9,5 șuturi pe poartă. Și, bă, da, tu comentezi tot de aici? Vine să mă dă duminică. Da, Dinamo București, Petrolul Ploiești. Aici nu te mai bani. Nu. Știi ce am jucat?
Ce? Dar la meci. Ca bărbații. Unul solist. Unul X. Ne vedem la meci? Ca bărbații, unul X. Ah, da, bravo. Ca bărbații, unul X. Mă duc și eu. Pe biletul meu de... Da. Gloria, cu șef și Sfântul Gheorghe. Am zis doar Gloria, cu șef și Sfântul Gheorghe. X2, 1.30, tot ca bărbații. Și Oțelul Galați cu farul Constanța, 1X. Da. Nu-și revin. Pare că au fost la nuntă după 1.42. Da, avem, dragii mei, avem o cotă finală de 15.75, o cotă totală de 15.75. Dar după ce am primit super bonusul de 15% acordat la câștig din partea Superbetului, avem un... Avem o cotă reală de 18. Aveți afișat pe ecran codul biletului, dacă vă este mai ușor să îl copiați, îl găsiți și la mine pe Super Social. Și nu uitați că la fiecare etapă de Superliga există o promoție săptămânală din partea celor de la Superbet, care se numește Super 24 plus 25, adică la fiecare pariu de minim 20, cu miză de minim 24 de lei, care să conțină o selecție, minim o selecție din actuala etapă de Superliga, la cotă 1.60 single sau 2.50 pe bilet combinat. Deci la fiecare 24 de lei mizați, primiți un pariu gratuit de 25 de lei pentru acea etapă, pentru că ați pariat pe etapa respectivă. În fiecare săptămână, la fiecare etapă este disponibilă, deci practic în fiecare weekend puteți să beneficiați de 25 de lei free bet pe lângă ceea ce ați pariat. Și dacă tot vorbim de Superliga, nu uitați de concurs. În primul rând, concursul tradițional, v-am zis că am redus premiile de la 10 la 5 pe etapă, tocmai ca să putem suplimenta fondul de premiere pentru cel de-al doilea concurs, care are niște premii surpriză. V-am mai zis, este nou concept de concurs cu premii surpriză. N-o să știți ce anume veți câștiga și din partea mea și din partea Superbetului. Sunt premii cumulate pentru concursul de scoruri corecte pe fiecare meci din sezonul 2024-2025 din Superliga. Există deja, sunt aproape 400 de oameni înscriși. La fiecare, intrați acolo pe cota2.ro/concurs și vedeți exact regulamentul de participare. E foarte simplu, acolo este cu scoruri corecte și în funcție de câte nimeriți se face un clasament și primiți puncte. Da? Pe baza acelor puncte se fac clasamentele și cred că o să, dacă tot este surpriză, o să mai fac eu cumva să mai acord și niște premii lunare, da? Nu doar premiile de la final de sezon. Adică pentru luna iulie, cei care sunt cei mai bine cotați în clasament primez niște puncte, pentru luna august, niște premii pentru luna august la fel și tot așa, ca să fie mai mulți premiați. Mă poate... las și pe mine? Și dacă e donez? Păi cum? Și, și Răzvan e băgat acolo. Da? Și eu, dar, doar că eu nu iau premii. Dar... Aia zic și eu, dacă mă încadrez. Stai așa, stai așa să le arăt oamenilor. Uite ce frumos arată. Campionatul Superliga 2024. Familie. Da, pe cum poate să participe toată lumea? Ia uite, băiatul ăsta, fii atent, care e pe primul loc, are 13 puncte. Da? Dacă dai click pe el, tu poți să vezi ce scoruri a băgat el. Da? Uite, de exemplu, la Farul cu Slobozia a avut scorul final 0-1, el a pus 3-0, na, a luat 0 puncte. Dar ia uite-te după aia, Sibiu cu Craiova a luat 3 puncte, 0-0. Șepși cu Polia și a luat 3 puncte, 1-0. La... O fi vreun descendent de al lui Nostradamus. A pus 1. Păi tocmai, asta e mișto, știi? Iar dacă ghicești diferența exactă de scor, primești un punct. Uite că aici, da, 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 la Botoșani cu Oțelul. El a pus 0-1, a fost 2-3. Da? A luat un punct pentru că a ghicit diferența exactă de scor. Dacă nu ghicești... uite, dar fii atent, și la Petrolul, și la Petrolul cu Gloria, 0-0. Și... Mai zici ceva, deci omul a ghicit la scoruri corecte din 2, toată etapa, 1, a ghicit 4. Și miese solistul 1, dar să zicem, nu știu, eu am avut 3-1. Dacă mai avut, dai un punct? Dacă ai avut 3-1 și meciul s-a terminat 7-0, ai 0 puncte. Dar dacă nimerești, dacă ai avut 3-1, s-a terminat 2-0, ai dat un punct. Ai un punct. Pe aceea, câștigătoarea e foarte ușor să o nimerești, știi? Că poate joacă deci îmi dai ceva cu... dacă bâșbâi pe aproape măcar. Da, da, poate joacă Farul cu Nea Slobozia. Bine, gata, mă scriu.
Hai, da. Hai, domnilor, deci asta este concursul cu premii surpriză, iar pentru concursul tradițional din fiecare episod, lăsați în secțiunea de comentarii pentru fiecare meci din această etapă de Superliga, 1X sau 2, ca de obicei, și o să premiem pe primii 5 care vor avea cele mai multe pronosticuri corecte, minim 5 din 8. Și dacă sunt mai mulți cu același număr de pronosticuri corecte, facem tragere la sorți, ca de obicei. Dar o să vezi că premiile la surpriză o să fie chiar mișto. E un șoc de glorie. Le-am zis oamenilor, poate să fie un breloc. Sau poate fi, nu știu, sezon, un telefon. De, o saltea sau... de baie, o umbrelă. Da, da. Exact. Hai să vedem acum ce am jucat la biletul bonus dublu. Biletul bonus dublu, dragii mei, are deja 2600 de copieri din 5400 de vizualizări. Asta pentru că l-am postat ieri. Da, de ieri. Am stat și am studiat toată ziua ieri, frumușel, și am găsit aceste selecții din weekend pe care le văd extraordinar de bine. Nu înțeleg ce ar putea să mă scoată de aici. Dacă FCSB câștigă oricare repriză la Slobozia, dacă nu o dă de gard, că acolo mi-e frică, pentru că ei au meci cu... Au meci cu izraelienii. Da. După așa. În rest, cine? Winter Turcusen Galen? Să mă scoată la GG sau peste 2,5 goluri? Ce n-ai bun? Sau Alianța Lima cu Alianța Atletico? Hai, frate, aici... Da. Sau uite și tu, Levadia Tallinn cu Curesare. Așa, dragii mei, deci aveți aici toate selecțiile mele în cazul în care nu puteți să le verificați după codul pe care îl aveți afișat pe ecran, îl băgați în aplicație sau pe site la secțiunea verifică bilet, în cazul în care nu puteți să-l verificați așa și nici nu-l puteți copia din Super Social pentru că poate sunteți în afara țării sau așa, găsiți pe cota2.ro o listă cu toate evenimentele pe care le-am plasat. Nu uitați să nu scadă nicio cotă sub 1.25, pentru că aceasta este condiția primordială pentru a primi bonusul, super bonusul de 100% la câștig oferit de Superbet pentru minim 20 de selecții la cotă minimă 1.25. Iar dacă vreți să mai adăugați voi, vă puteți duce până în 150% bonus la câștig dacă aveți minim 25 de evenimente. Cotă finală 196, cotă reală 391. Mai zic ceva, domnule. Ce să ne facem cu atâția bani? Nu știu. Eu v-am zis, mereu îmi împart miza pe două bilete. Unul las în cazul în care curge bine, cum am mai întâmpinat astfel de situații. La unul îi dau cash out, dacă ajunge la un cash out frumușel, și pe celălalt îl las să curgă. Și bineînțeles că îl tai și în bilețele mai mici ca să ciugulesc și eu câte ceva după acolo. Mărânțiși. Da, săptămâna viitoare nu vin, sunt la mare. Da, ai vorbit mai mult. Păi da, eu am vorbit mai mult. Lasă moștenire și da, biletul bonus dublu, stai liniștit, nu ne mai dai. Bineînțeles, la bătălie, fac treaba. Ne-l dai și pe ăla de bătălie. O să fac, mă, și unul acolo, dacă să mă bat cu liniștit. Voi. Acum depinde ce facem weekendul ăsta, știi? Păi nu, eu o să fac 5, Carmen 5, tu tot 4. Maică, spune. Băi, e ca și cum mi-a cobit, mă, acum, tu stai seama, gata, a aruncat o mână de pământ pe tine, să ai concediu plăcut. O să-ți dau poze din oră în oră, da. Când o să fiți la filmări aici, când te machiază Carmen. Anușca, revine Anușca în forță, dorim sănătate colegii deci, noastre. Îți dau poze din oră în oră. Și filmuleți. Hai, bine, hai să ne dăm cu reveneală, da? Să avem un weekend minunat ca mine, toată lumea, și să ne revedem săptămâna viitoare în formula din partea aceasta.